got choppers in the trunk. Marcel, poți să duci până la magazin să mi ieși mie întreplăcite? Știi ceva? Ia și fără zbam cu tine, tu te duci să-mi iei ceva de băut, ai înțeles? Deci tu te duci să-mi iei ceva de băut, tu trei plăcinte. Parcă mi-e poftă așa de puțin KFC, aveți numărul de la KFC? Livrează? Ceva? Nu? Trebuie să te duci bine, hai, ia bani de taxi, du-te până la KFC. Andrei, tu vezi câte ceasul? Nu. Păi uite-te! Este 15.29. Exact! Ce cauți în bancă învățând la 15.29? Ora începe la și jumate. Andrei! Da, domnul profesor! Tu vezi cât este ceasul? Este și jumate și a început ora și tu stai în picioare? La ora mea! Păi! Ai 2 și absență și îți fac și referat. Ai înțeles? O sun și pe maică ta. Bună ziua, elevi! Astăzi presupun că sunteți la fel de încântați ca și mine, mai exact, să începem încă o zi frumoasă de a învăța multe lucruri noi. Ce părere aveți? Știți ceva? Aveți voi și cu telefoanele la voi ca să vă documentați și mai bine. Ca să aveți vreun dubiu, vă rog frumos, întrebați-mă, o să vă răspund la orice întrebare. Marcel, ești supărat? Nu, domnul, n-am nimic. N-ai voie să fii supărat la ora mea, te rog frumos, din nou, trebuie să nu, nu-i nevoie, nu. Bună ziua, elevi! Astăzi o să vă arăt o lecție foarte interesantă pe care mă surprinde pe mine de fiecare dată când o recitesc și presupun că și pe voi o să vă intereseze. Lecția de astăzi se numește Study Coin. Tu, ăla din spate! Eu? Îți e foame, nu? Ești puțin cam agitat. Cred că da. Te știu pe tine, niciodată nu înveți și am găsit soluția perfectă ca să te fac să înveți. Ce părere ai dacă rezolvând probleme de matematică poți să-ți potolești foamea cumpărând produse din fiecare restaurant KFC? Study Coin este un proiect gândit ca un program de loyalty pentru toți elevii care se pregătesc pentru BAC și nu numai. Valoarea Study Coin-ului variază de la o zi la alta. Azi poate ții un mic dejun, dar poate mâine ai noroc și ții un două bucket. Dacă nici cu metoda asta nu vă fac să învățați la matematică, atunci chiar nu știu ce să mai fac. Bună, elevi! Astăzi vom vorbi despre figurile geometrice. Figuri, știi? Cercuri, oval. Doamna profesoară, puteți veni să mă ajutați cu ceva? Sigur. Mă ajutați și pe mine cu problema asta, chiar sigur. Nu... Toate da, la asta egale, mă gândeam și eu, exact. Păi și cum fac de aici? La MBA. Cum sunteți pe Snap?